salut, prieteni pescari. Sunt astăzi la o partidă de pescuit pe Dunăre cu Cristi. Cristi este pescar de pașnic, mai mult la feeder. Și nu are absolut nimic de a face cu pescuitul la somn. L-am rugat să-mi pună mulineta pe lansetă până am venit la barcă și clar că mi-a pus-o invers, cu susul jos. Dar se întâmplă. O să încercăm astăzi să prindem niște somni din aia medii, începem cu mai mici, după care vom merge și după pești mai mari. Vom folosi cloncul Wendel, lanseta Z9, lanseta Z17, mulinetele Tailwalk și râme de ploaie, bineînțeles. Ce vreau în acest video să vă explic, că montura care o folosesc eu la peștii aceștia mai mici și cârligele. Cârligele Insomnia ZJ41, mărimea 3x0, da? Deci atenție mare, mărimea 3x0 sunt cârlige foarte, foarte bune, potrivite pentru pești mici, medii și chiar și mari. Dacă mergeți doar după pești mari, da? Dacă mergeți doar după pești mari, atunci vă recomand cârligele 4x0 și 5x0. 4x0 este suficient. La pești mari folosesc și ancoră, ancora 2x0. Da? Bun, haideți să facem o primă montură până trage Cristi. Până trage Cristi firul prin inele. Așa. Avem nodul de siguranță. Înfășurăm de 5-6 ori într-o direcție, de 2 ori înapoi. Cam la 4-5 cm distanță unul de altul, punem al doilea cârlig. Iar ca vârteje vă recomand vârtejele simple, fără rulmenți. Sunt 185 de kg, 7 bucăți în plic. Am încercat să facem una mai românească, mai mult în plic și mai ieftin ca la alți producători. Foarte bune, foarte rezistente. Tot timpul faci nod de siguranță? Întotdeauna fac nod de siguranță, întotdeauna. Și la leader și la firul principal. Firul principal este un fier de 0.35 care taie foarte bine apa și cu care am scos și pești mici și pești peste 2 metri, chiar și cel de 2.45 peste 100 de kg fără probleme. Foarte rezistent firul. Cristi, dacă poți să-mi dai, te rog frumos, din lada Frigo o cutie de râme. Râme canadiene și de aici să luăm un plumb de 200 de grame Insomnia, care v-am mai arătat și în alt video, se montează foarte simplu. Gata. Asta e tot.
Haideți să pescuim și revenim cu poze. Bravo! Bravo! Insomnia! Parte ca să nu-l rănim, să nu-i spargem organele. Bravo, Cristi! Super! Bravo, Cristi! Mulțumesc! 2 metri și 3 centimetri măsurat în barcă. Hai să le liberăm. Am făcut repede niște poze și înapoi cu el. Între el pe cinste, tot ne-am murdărit. Când îi dai drumul la mucos, să-l împingi puțin așa în jos, știi? În larg și în jos. Ia uite-l cum pleacă și-o coborât. S-a dus! Bravo! Mulțumesc!